odată cu finalizarea lucrărilor de reabilitare ale parcului Nicolae Romanescu, a fost înființat biroul de supraveghere video, ordine publică și circulație, care va fi coordonat de poliția locală. Dotat cu 99 de camere video, dintre care 24 mobile, noul birou va monitoriza tot parcul, cu tot ce înseamnă alei, mobilier urban și iluminat public. Toată suprafața parcului Nicolae Romanescu este monitorizată video, mai puțin zona hipodromului, pentru că este un teren care aparține Ministerului Tineretului și încă nu a fost preluat de primăria municipiului Craiova, deși de 4 ani de zile am făcut solicitări ca să preluăm și acest hipodrom și, bineînțeles, să îl renovăm, pentru că la vremea când s-a construit parcul Nicolae Romanescu era al doilea ca importanță din Europa după cel de la Londra. Din păcate, însă, nu s-a preluat hipodromul. Așteptăm în continuare să vedem dacă se va găsi până la urmă o soluție, acea fiind singura zonă nemonitorizată video. Investiția a fost făcută, așa cum bine știți, pe fonduri de la Uniunea Europeană și fonduri de la Consiliul Local Craiova. Parcul Romanescu va fi monitorizat 24 de ore din 24. Vor deservi acest dispecerat un număr de 10 polițiști locali care vor avea ca atribuții doar monitorizarea parcului Romanescu și se va interveni în funcție de situație. În același timp, în preajma sau chiar în interiorul parcului Romanescu, în funcție de planul de măsuri pe care urmează să ne întocmim, va fi un echipaj mobil de intervenție. Se va lua legătura cu acel echipaj pentru a se produce o intervenție undeva la 30 de secunde, un minut maxim. De asemenea, în funcție de problemele care sunt întâmpinate în parc, dacă îmbracă forma unei infracțiuni, vor fi sesizate și celelalte organe de poliție care au competență pe așa ceva. Valoarea proiectului de reabilitare a parcului Nicolae Romanescu se ridică la 10 milioane de euro. În acest proiect fiind inclus și biroul de supraveghere video, ordine publică și circulație.